ridicați în prezența Domnului. Nu știu dacă o să mai ai ocazia vreodată să te uiți la slujirea din seara asta din arhivă. Pe lângă noi toți care suntem aici, mai sunt vreo 400 care sunt online. Vreau să spun ceva. Pe Ovidiu o video să-l mai vezi acolo. Vino zi în care o să-l vezi acolo. Și de fiecare dată când ai comentat și ai zis că nu-ți place cum te-ai îmbrăcat, că nu-ți place ce ți-a dat mama, că nu-ți convine ce ți-a făcut tata, de fiecare dată când ai comentat că n-ai sandalele pe care le vrei tu, că n-ai papucii de margă pe care le vrei, că n-ai hainele de nu știu ce brand, să știi că ar trebui să-ți amintești când Dumnezeu a trimis un bărbat de 38 de ani, bine zic, care a venit aici din partea lui Dumnezeu să spună n-ai motive să comentezi. Aș să stați cu ochii închiși. Nu folosim deloc această realitate a vieții lui Ovidiu ca să aducem presiuni asupra minții tale. Dar gândește bine de câte ori ai comentat în semn de nemulțumire. Amintește-ți de câte ori ai zis, nu-mi convine, nu-mi convine, nu-mi convine și ai zis o grămadă de chestiuni pe care dacă ți le-ar lua Dumnezeu, ai trece printr-o traumă. Situația prin care treci tu este mult mai favorabilă decât a lui Ovidiu, în sensul în care tu n-ai nevoie de nimeni care să te ajute, să te așeze într-o mașină. Tu poți să urci pe picioarele tale în mașină și să conduci o mașină ai avut o grămadă de momente și trebuie să fii sincer și sincer să-i spui de Dumnezeu realitatea. Când te-ai uitat la lucruri care de fapt erau valoroase și ai comentat în semn de nemulțumire de ce le ai, de ce sunt așa. Ai fost nemulțumit probabil pentru părinții tăi, pentru studiile lor, ai avut un complex de inferioritate pentru maniera în care se comportă cu tine, că sprea prea direcți, că sprea prea insensibili, că sprea prea pasivi, că sprea prea distanți. Aș vrea să-i spui lui Dumnezeu în această seară, te rog să mai ierți Iisus Hristos. Coboară la nivelul minții mele și ajută-mă să fiu mulțumitor. De la Hidișerul de Dobrești a făcut câteva sute de kilometri împreună cu ceilalți tineri, Ovidiu, ca să ne transmită Dumnezeu prin el, ca e o grămadă de motive să-i mulțumești lui Dumnezeu. Și vreau să-ți mai spun ceva, chiar dacă ți-ai vedea viața așezată într-un cărucior, nici atunci nu mai ai motive să-i spui lui Dumnezeu să supărat pe tine. Și nu mai vreau să te slujesc. Indiferent prin ce treci în vremea asta, să nu uiți, trebuie să-ți pui viața la dispoziția lui Dumnezeu. Și vreau să-ți mai spun ceva. Cazul lui Ovidiu este un caz fericit pentru că încărucior laudă pe Dumnezeu. În ziua veșniciei va fi binecuvântat și va avea o cunună. Dacă ține pe drumul credinței până la finalul vieții, și cred că Dumnezeu îi va da putere să facă asta, și va avea răsplată pentru fiecare kilometru, pentru fiecare roată care s-a învârtit mergând pentru evanghelizare. Dar vreau să spun ceva, cu ce o să mergi tu, cu ce o să merg eu înainte lui Dumnezeu? Când avem sănătate, când avem condiții, când avem vedere, când avem auz, când avem mișcarea mâinilor în mod natural și o grămadă de idei nevin la nivelul minții și Satana zice, n-ai cu tare, n-ai Tare, nu ești ca și cu tare, nu mergi dincolo, nu ai uh, poziția lui cu tare, nu ești așa de important ca și cu tare. E un moment de cercetare, dar mai multe decât toate vreau să spun ceva. O video ne demonstrează că indiferent cât ai fi de bolnav, tu trebuie să-l alegi pe Isus Hristos indiferent cât de greață ar fi viața și indiferent cât de nedreaptă ar fi viața cu tine, tu ai nevoie de sângele lui Iisus Hristos. Că indiferent cât de mult ai căzut, îți spunea o video foarte clar, și oricât de mult te va trânti viața de pământ, tu trebuie să ai argumente strădici din nou. Pentru că înainte să caz o mână nevăzută se întinde spre viața ta și îți spuneam speranță pentru tine, vreau să te eliberez, vreau să ziezi falimentele, vreau să te ridic din căderea ta. În această seară, Duh lui Dumnezeu și cântările le-a direcționat înspre această zonă în care sunt suflete căzute. Aici sunt și persoane care încă n-au legământ cu Domnul Isus Hristos. Frații și surorile care au un legământ cu Domnul Isus Hristos, îi rog în mințile lor, în duhurile lor, în șoaptă, să mijlocească în rugăciune pentru că se dă o bătălie puternică pentru sufletele multora de aici. Aici Dumnezeu vrea să aducă eliberare. Aici Isus vrea să aducă iertare. Aici sângele lui Isus Hristos are putere de eliberare. Hristosul despre care ți-am spus că te a eliberat pe tine e prezent la Betania în seara aceasta, e prezent online. E prezent în saloanele acelea, e prezent în mașina ta, tu care ai gând suicidal și ai vrut să mergi cu 200 la oră în această seară să spui capăt vieții. Duhul Sfânt îți zice: Oprește-te, parchează pe dreapta și ascultă mesajul pe care ți l transmit. Ai speranță în numele lui Isus Hristos. Există viitor pentru viața ta. Niciun cărucior, nici o boală, niciun faliment nu te poate opri de pe drumul spre cer. Și parcă îl văd pe o cum pe credință zboară mai tare decât mine și mai tare decât mulți dintre noi. Credința îți dă aripi să mergi spre cer și credința în această seară trebuie să fie proiectată înspre Domnul Isus Hristos să-i spui Domnului Doamne din seara asta de la Betania nu mai plec cu un depresiv o falimentară, nu mai plec cu un plângăreț un dramatic, nu mai plec cu un om care să îmi plâng de milă și toată viața mea să fiu un șans și căzut, mă ridic prin credință, mă ridic prin credință mă ridic prin credință în numele lui Isus Hristos, mă găs de pala haine tale și sunt vindecat cred că puterea ta Doamne mă ajută să mă duc din putere în putere, să urc pe trepte spirituale, nu vreau să rămân jos, nu vreau falimentar, nu vreau întotdeauna în fiecare seară de joi, iar să mă simt un gunoi. Nu, prin perspectiva sângelui lui Isus Hristos, prin această imagine a neprionirii pe care ți-o dă Domnul, pot să fii biruitor în numele Domnului. În timp ce ne rugăm în dururile noastre în șoaptă, anunț o provocare. Aici sunt suflete care au nevoie de iertare. Ești în locul acesta, locul cel mai potrivit. Viața încă nu ți s-a încheiat. Dumnezeu nu a încheiat socotelele cu inima ta. Dumnezeu nu te-a îngăduit pe un cărucior. Asta nu înseamnă că e ceva dramatic, dar tu ești mult, mult mai hăruit decât mulți dintre cei prezenți în România care se află în spitale. Ești în locul acesta unde poți să auzi cuvântul lui Dumnezeu. N-ai nevoie de un sistem prin care să-ți transmită cineva la nivel de surtomut. Nu, tu auzi cuvântul lui Dumnezeu clar prin stația de amplificare. Dacă în această seară Vrei să-ți pridai viața Domnului? Dacă ești în locul acesta și vrei să-i spui lui Iisus Hristos, Doamne Iisuse Hristoase, mai cucerit cu dragostea Ta mai învins în această seară, îmi deschid brațele și vreau să te primesc ca mântuitor și domn, vreau să-mi ierți păcatele, mă simt un gunoi, mă simt departe de prezența ta, mă simt o epavă spirituală, am nevoie de tare. Este cineva aici care în timp ce toți aveți ochii închiși, îi spune lui Iisus Hristos, Doamne Iisuse Hristos, te primesc ca domn și mântuitor, mă refer la cei care n-au legământ cu Domnul Iisus Hristos, n botezului. Este cineva aici care îi spune Domnului, vreau să-mi predau viața mea ție, Doamne Isuse Hristos, vreau să văd o mână ridicată dacă face asta. în prezența lui Dumnezeu, Dumnezeu să te atingă, Dumnezeu să te atingă, mă bucur pentru decizia ta, să țină Dumnezeu decizia asta toată viața, Dumnezeu să te atingă și pe tine, dacă mai este cineva, nu există un sistem de manipulare, nu l-am chemat pe Ovidiu ca să strânesc lacrimi, nu l-am chemat pe Ovidiu ca să-ți aduc o imagine în care să te vezi mic, Și Dumnezeu mi-a spus să-l chem pentru că trăim într-o generație super nemulțumită, Domnul să vă atingă și pe noi să vă văd mâna ridicată, Domnul să vă mântuiască sufletul și cum spunea video să producă din nou, la fracțiune de secundă, mai este cineva? N-am venit aici să-ți spun că tu ești mai important decât altcineva din locul acesta. Cel mai important dintre noi este Isus Hristos. Domnul Isus Hristos este prezent în locul acesta. Vreau să-ți fac o provocare. Dacă ai o problemă spirituală pe care nu o poți depăși, dacă lupti cu un atac demonic, dacă diavolul te atacă la nivelul minții tale, dacă ai o problemă pe care nu o poți depăși personal, prin rugăciunile tale, te aștept aici pe parchet să îngenunchezi. și aștept și pe cei ce au ridicat o mână pentru pre Vino în fața lui Dumnezeu, nu o să mai punem nicio cântare, te aștept aici, o să începem rugăciunea, știu că o să vii, ai nevoie de Hristos, ai nevoie de iertarea sângelui din calvar, revărsat pentru tine și pentru sufletul tău. Nu vreau să te fac de rușine, ci vreau să te încurajez și să spun că o grămadă, câteva sute de tineri, împreună cu cei ce sunt online, se roagă pentru viața ta, se roagă pentru viitorul tău. Există speranță în numele lui Iisus Hristos. Nu rămâne acolo, nu rămâne acolo în durerea ta, în falimentul tău, în imposibilitatea de a depăși acel eveniment, acel atac. Ridică-te în numele Domnului, ridică-te din praful drumului. Există speranță pentru tine, sângele Domnului și astăzi rupe lanțuri, sângele Domnului și astăzi se liberează, sângele Domnului și astăzi scrie nume noi în cartea vieții. Iisus Hristos este prezent aici să șteargă păcatul tău. O să intrăm în această rugăciune și dacă simți că ai nevoie de o rugăciune specială cu punerea mâinilor, nu-ți fie rușine, nu-ți fie groază, îngenunchează pe parchet înaintea Domnului, dă-l pe diavolul de rușine și spune -i Domnului Isus, te aleg pe tine, Isuse Hristoase, vreau mântuirea să fie pentru mine o prioritate, hotărârea aceasta pe viață să fie cea mai importantă pentru tine. Mai este cineva care este botezat și încă totuși falimentar, mai este cineva care e botezat în apă și totuși și nemulțumit. Vreau să-i spună Domnului, Doamne, din seara asta, promit că o să devin altfel. Duhul Sfânt a vorbit prin fratele Ovidiu de promisiuni pe care nu le respectăm mult dintre noi. Împlinește-ți promisiunile și nu mai avea pretenții în fața Domnului. Spune Doamne, dacă nu sunt să dai nimic Dacă nu o să ajung important, vreau să ajung în rai Vreau să ajung în prezența Ta Dintre frații și dintre sororile care se rededică Domnului să ridice o mână stângă înaintea lui Dumnezeu Să zică, Doamne, din seara asta nu mai sunt așa nemulțumit Nu mai sunt așa de comentator nu o să mai fiu plin așa de răutate, de ranchiună, de invidie, de tot felul de sisteme pe care diavolul mi le aduce în minte. O să intrăm în rugăciune, fie că vrei o atingere supranaturală pentru ridicare fizică, spirituală, emoțională, spirituală de la Dumnezeu vreau să spun ceva, vino și îngenunchează. Știu că o să vii în seara asta aici. Ai nevoie de puterea lui Dumnezeu, ai nevoie de sângele Domnului, să nu te intereseze de nota pe care o să o dau oamenii, să nu spese de că să uite cineva că tu cobori, că tu vii în fața lui Dumnezeu, vii pentru tine și pentru veșnicia ta. Fie că vrei mântuire și a ridicat o mână dreaptă, fie că vrei ridicare, vino aici în prezența Domnului. O să intrăm cu toții în rugăciune. Domnul e prezent aici, e gata să-i libereze, ne rugăm cu toții.